Dragilor, bine v-am regăsit! Astăzi am o mare bucurie, pot să vă mărturisesc. Alături de noi este un drag prieten, Andrei Bogdan Vulpescu, blogger de relații, psihoterapeut, autor, și vorbim despre mitul normalității, trauma, boala și vindecarea într-o cultură toxică, de Gabor Mate, carte scrisă în colaborare cu fiul său, Daniel Mate, și publicată în portofoliul editurii Herald. Am vorbit mult despre această carte și, așa cum vă spuneam, probabil că vom mai vorbi despre Mate și despre mitul normalității, pentru că are în această carte extrem de multe subiecte, extrem de multe teme care, iată, merită abordate. Cum spuneam, o carte fenomen, o carte manifest, cartea momentului, așa un fel de 3 în 1, cel puțin o carte, iată, și în opțiunea lui Andrei, o carte mult așteptată, așa cum spunea el într-o postare pe care a făcut-o în urmă cu vreo săptămână și jumătate, 2 săptămâni. Așadar, Andrei, foarte bucuros că te am alături. Ce este de fapt normalitatea și cum vrea să demonteze de fapt acest mit Gabor Mate, mitul normalității? Și ne legăm, bineînțeles, când vorbim de normalitate, ne legăm și de un alt concept interesant al lui Gabor Mate, acela de cultură toxică. Pentru că vorbește despre mitul normalității într-o societate și într-o cultură care nouă, ca indivizi, din păcate, ne este totuși nesănătoasă, ca să nu spun toxică. Andrei. Greu de spus. Pentru asta eu o să scriu și în cartea mea următoare un experiment pe care o să vi-l spun acum și pe care l-am luat tocmai din cursul lui, din Wisdom of Trauma, mi s-a părut important. Cartea și cursul sunt relaționate. El a anunțat din curs această carte, lucra la ea pe vremea respectivă, cred că era anul trecut. Acel Step Inside the Circle. Este un exercițiu realizat într-o pușcărie americană în care autoarea acestui experiment enunță mai multe variante de abuz și îi invită pe deținuți să facă un pas în față, să facă un pas în cerc, să pășească în cerc dacă se recunosc în una dintre aceste forme de abuz. Evident că la un moment dat toți intră în cercul respectiv, asta apropo de normalitate și de ce înseamnă traumă și efectele ei și ce înseamnă mediu corecțional, știi? Așa că numai corecție nu e acolo. Și la final scrie, trăim într-o societate în care cei mai abuzați oameni sunt la pușcărie. Asta era o, cum să zic, cei mai traumatizați oameni sunt la pușcărie. Era un citat din Gabor Mate acolo în filmuleț respectiv și pe mine chestia asta m-a provocat și am zis, bun, ok, exercițiul este foarte frumos, este un exercițiu de compasiune, de a ne conecta cu trecutul nostru și așa mai departe. Dar ia să văd dacă scot întrebările astea. Erau 5 întrebări acolo. Și le aduc în lumea de zi cu zi în care trăim eu, tu și toți cei care se uită la noi, da? Cum stă realitatea? Sigur, nu este o realitate științifică, pentru că nu am respectat criteriile unui studiu științific, bla bla bla. Însă am zis, ok, hai să vedem random ce se întâmplă în comunitatea mea, unde totuși sunt destui oameni, da, care se uită, să vedem cum, cam care ar fi paritatea. Și am făcut o postare, i-am invitat pe urmăritorii mei să dea like dacă au trecut prin măcar unul dintre cele 5 sau forme de abuz, una dintre cele 5 forme de abuz. Sau dacă nu, să spună nu, să comenteze cu nu. Și care a fost rezultatul? 6-1. Deci din 7 persoane, 6 trecuseră printr-o formă de abuz, măcar printr-una, una singură nu. Și atunci, legat de discuția noastră de astăzi, întrebarea este care normal? În momentul în care vorbim despre normal, ne raportăm la ce? În momentul în care vorbim despre social, ne raportăm la ce? Pentru că dacă stai și te uiți, cel puțin eu, în activitatea de pe care o prestez deja de 2 ani, 2 ani jumate, și de consilier de personal și de mai nou psihoterapeut în supervizare, am observat că foarte mulți oameni au problema asta cu not good enough, nu se simt suficient de buni. Și asta, despre asta vorbește și Gabor Mate, cartea lui.
despre efect. În spate este rușine. E ca o piramidă. Avem rușine, vină, not good enough și deasupra teama de eșec. Toate chestiile astea creează un climat total nesigur. Și bineînțeles că dezechilibrează toate sistemele interne, începând de la modul în care gândim, modul în care ne putem exprima emoțiile, modul în care trăim, până la nivel de celulă toată povestea asta. Da? Stăm într-o continuă așteptare, stăm într-o continuă stare de apărare sau de atac. Ori asta se numește stres. Și în carte el explică foarte frumos, cu foarte multe exemple de studii, ce înseamnă stresul ăsta în corpul nostru și cam la ce duce. Și atunci este foarte greu să definești acest normal. Da? Normalul, dacă te uiți pe Instagram, arată într-un fel. Normalul, dacă te uiți la un post de știri care are o plajă de public de 60 plus, arată altfel. Deci depinde, nu știu la ce te uiți ca să te raportezi la acest normal. Ce este normal pentru mine s-ar putea să nu fie normal pentru tine și așa mai departe. Deci este foarte greu să punem mâna să spunem asta este normal. Sigur că dacă privim cultura actuală, putem să vedem așa. Unu, am trecut printr-o experiență traumatică la nivel global, în care doi ani de zile am fost restricționați și a trebuit să ne adaptăm unor contexte pe care nu le cunoșteam, unor contexte confuze, unor contexte impuse, care ulterior s-au dovedit a fi fals impuse. A trebuit să gestionăm anxietate, teamă, frică, amenințarea vieții, pierderea vieții unor persoane din imediata noastră apropiere, într-un fel sau altul, da? Și așa mai departe. Un bombardament informațional fantastic. Deconectarea pericolul războiului care a venit după pandemie. Ăla este suplimentar. Exact. Vorbesc strict de ce a fost înainte de război. Deconectarea asta totală, oamenii nu s-au mai dus la muncă, nu au mai interacționat unul cu celălalt, toți s-au mutat online. Toți au revenit acasă, însă full time de data asta și s-au trezit că au și copii. Și de aici alte și alte situații, alte și alte probleme s-au trezit că au și parteneri. Provocări. Și așa mai departe. Și nu toată lumea a putut să gestioneze chestia asta. Incidența depresiei și zonelor de anxietate a crescut. Incidența suicidului a crescut și asta nu știu dacă s-a studiat la noi, dar afară sigur. Așa, din ce citesc și din ce văd, sunt din ce în ce mai multe ieșiri în decor, ca să zic, din punct de vedere psihic și poate fi pusă chestia asta pe seama pandemiei. După care, bineînțeles, așa cum corect ai spus, a venit acest război, care de data asta este la granița noastră, nu mai este undeva jumate de continent mai departe sau un continent mai departe. Că ai văzut, războiul a fost întotdeauna în lume, însă câtă vreme n-au fost... Nu e aproape de mine, exact. Ce mai contează că e în Africa? Lasă-mă că Africa e departe. Acum contează că e fix lângă tine. Și nu știi să gestionezi chestia asta. Da? Sunt persoane care sunt extrem de anxioase din punctul ăsta de vedere. Nu mai spun că amenințarea nucleară este o amenințare serioasă, poate mai serioasă ca oricând, poate chiar mai serioasă ca în anii 80. Și atunci, da, oamenii care sunt interesați, oamenii care vor să fie informați, oamenii care vor să știe ce se întâmplă și nu să trăiască așa pur și simplu, de parcă ar fi asta ceva rău, că nu e, da? Cumva stau și într-o stare defensivă, încep să se gândească, bă, dar care e cel mai apropiat adăpost? Dar ce s-ar întâmpla dacă? Dar ce, știi? Pe lângă chestia asta mai vin niște amenințări. Criza energetică, criza climatică, criza alimentară, toate chestii, criza financiară, că sunt legate toate astea. Deci, practic, tu dacă stai și încerci să definești normalitatea, poți să spui că în momentul de față este un dezastru la nivel planetar. Acum, dacă eu iau telefonul ăsta în mână și ies pe calea Victoriei și mă duc pe la terasă, poți să vezi că nu e niciun dezastru. Pentru că vei vedea oameni care se plimbă, vei vedea oameni care stau la terasă și beau o cafea și mănâncă un croissant și atunci vei spune, ok, dar ce s-a întâmplat? Păi am schimbat unghiul din care privim lucrurile. Am ieșit pe stradă și m-am uitat și am văzut ce e. Dacă încep să intri în discuții cu oamenii aia, vei vedea că unghiul se schimbă din nou. Și vei vedea că și ei se raportează la toate poveștile astea în feluri diferite.
Unii acceptă să discute despre asta, unii îți dau acces la cum se simt ei despre asta, alții îți blochează din start orice idee de a face chestia asta. Drept urmare, este complicat să punem mâna pe ce este normal. Da? De altfel, vei observa că sunt foarte mulți oameni care, pentru a-și justifica cumva anumite reacții, spun: e, care e normal, mă, că n-a fost normal niciodată, suntem toți un pic ciupiți. Da. Ceea ce poate fi adevărat. Pe de altă parte, dacă intrăm în zona psihologică, putem să definim oarecum normalul, funcționalul din punct de vedere psihic. Și asta e păcat că nu se introduce încă din copilărie în zona educațională. Ce înseamnă acest normal? Înseamnă rezolvare de probleme. Orice fel de probleme. Una câte una. Ce înseamnă acest proces de rezolvare de probleme? Înseamnă, în primul rând, claritate. Să poți să ai structurat mentalul astfel încât să poți să vezi clar niște lucruri, să poți să setezi clar niște obiective, să poți să pui mâna pe care e problema, știi? Așa. Deci e nevoie de claritate și de un set de angajamente pe care să ți le poți împlini, de care să te poți ține. Da? Pentru că altfel, dacă este confuzie, atunci și angajamentele alea vor fi neîmplinite și atunci despre asta putem să discutăm sub formă de dramă. Și știi foarte bine că foarte mulți oameni stau în zona asta de dramă. În zona de confuzie, în zona de credințe de-astea dezadaptative, dacă vrei, vină multă, rușine multă, idee că nu sunt suficient de buni, îi mai cheamă și pe alții în drama lor, pentru că spre deosebire de funcționalitatea sănătoasă unde se rezolvă problema și mergi mai departe, apare o altă problemă, o rezolvi și mergi mai departe, deci cumva ești mai stabil din punct de vedere psihoemoțional și social, de ce nu? Da? Chiar și spiritual, că vezi aici facem paralela cu cartea și legătura cu cartea lui Gabor Mate, care aduce toate lucrurile astea în același sistem. Deci el nu mai vorbește, el vorbește pe de-o parte despre corp-minte, însă acest corp-minte nu este doar interiorul nostru, este și ce este în afara noastră. Da? Familia noastră, relațiile cu prietenii, cu modul în care ne mișcăm noi în societate, cum muncim, ce muncim, câtă satisfacție ne aduce chestia asta, ce timp liber avem, nivelul de stres pe care îl avem, cum gestionăm chestia asta. Da? Și atunci, în momentul în care tu funcționezi în această dramă și te plimbi în acele trei roluri pe care le tot amesteci așa ca la roata aia de la loto, nu rezolvi probleme, ba din contră generezi și mai multe și, din păcate, mai atragi și alți oameni. Deci, da, mergând pe direcția asta, putem spune că suntem o societate care funcționează pe dramă, care o induce. Mass media induce dramă de dimineață până seara. Pentru că dacă te uiți și faci analiză a știrilor care există într-un calup de o oră, vei vedea că trei sferturi dintre ele nu sunt știri. Spre exemplu, nu are nicio relevanță faptul că undeva într-un sat în marginea țării, da, cineva a fost neglijent și efectul a fost tragic pentru o altă persoană. Nu are nicio însemnătate chestia asta și nu ne transmite niciun mesaj relevant, concret pentru noi, da? Ba din contră, unora le dă și idei. Deci nu e bine să ne jucăm cu chestiile astea. Ei probabil că ar trebui să se gândească foarte clar la ideea de a reduce spațiu pentru știri la știri. Adică să le prezentăm oamenilor strict ce este util pentru ei. Da, un război este util, trebuie să știi despre ce e vorba acolo. Dar să-mi prezinți un accident care s-a produs undeva pe un drum, păi toată lumea știe că există accidente, așa, și care e mesajul din povestea asta? Vezi, deci se întreține cumva ideea de tragic, dramă, pentru că asta cumva îl ține pe om în amenințarea asta la adresa propriei vieți și atunci creierul se conectează imediat la povestea asta. Da? E o chestie de marketing, e o chestie de strategie psihologică foarte bine pusă la punct în mass media. Pentru că tu ești și blogger de relații și în ultimii 6-7 ani ai scris foarte mult pe zona asta și mai ales pe zona relațiilor de cuplu. Cum ne influențează până la urmă și vorbește și Gabor Mate în carte, cum ne influențează primele relații, relații primare, să le numim așa, relațiile cu însoțitorii noștri primari, mă refer aici la părinți,
pentru evoluția ulterioară a acestor tipare relaționale. Pentru că și noi am mai discutat legat, bineînțeles, și de alte cărți, tot pe zona aceasta a relațiilor și în special a relațiilor de cuplu, alți autori publicați la editura Herald, despre importanța acestor relații în copilăria, o să o numim copilăria mică sau copilăria timpurie, pentru că Gabor Mate spune la un moment dat în carte că există o pondere mult mai mare sau o influență mult mai mare în ceea ce privește apariția sau declanșarea la un moment dat în viața noastră a bolilor, a factorilor relaționali, mai puțin a factorilor genetici, transmitere genetică din partea părinților, factori ereditari, să-i numim așa, genetici și ereditari, și că iată, relațiile noastre, până la urmă, dacă sunt toxice sau dacă sunt deteriorate, ele ne pot afecta în așa fel încât să ajungem la boli. Vezi că asta cu geneticul, în general, se spune că există predispoziție. Da. Dar asta nu înseamnă că toți oamenii care au această predispoziție se și duc în direcția aia, Exact. neapărat. Deci înseamnă că pentru a se ajunge la repetarea acelui lucru, trebuie să se întâmple ceva în viața lor. Ori dacă tu rupi lanțul, atunci e posibil să nu se întâmple. E o chestie stufoasă și complicată asta, dar sigur că există foarte bine a spus că există legătură între relațiile tale și modul în care tu te porți în viața adultă sau în care te simți într-o relație. De ce? Se și spune și au fost studii că dacă undeva în creșterea ta există o rupere, da? Sau există un conflict intern apărut și care nu a fost rezolvat, tentația ta este de a repeta asta. Și vei vedea că există, și am văzut și văd că există persoane care la un moment dat, când discută dintr-un eu de 5 ani, 6, 8 ani, despre o relație prezentă. Pentru că de multe ori întreb, eu cu cine vorbesc acum? Eu vorbesc cu tu, adultul care a venit de la birou și a condus o mașină nu știu de care aici, sau eu vorbesc cu copilul care era, Copilul interior de cele mai multe ori. da, care era trist, care era speriat, care nu vedea un mediu care să fie safe, da? Pentru că dincolo de relația, gândește-te, sărăcia este un abuz. Este o formă cumplită de abuz. Nu prea se vorbește despre asta, în cheia asta de abuz. Mate vorbește despre asta și are dreptate că așa este. Sărăcia este un abuz absolut cumplit, așa cum este încă o formă de abuz despre care nu se vorbește, neglijența. Gândește-te așa. Și sunt N cazuri de genul ăsta. Părinții, din cauza sărăciei, pleacă din țară, sunt multe cazuri de genul ăsta, își lasă copiii acasă, în grija unor bunici, care bunici au un decalaj cumplit din toate punctele de vedere față de acești copii, care copiii ăștia deja trăiesc în lumea asta, conectată, rapid și așa mai departe. Dacă sunt mai mulți copii într-o casă, e posibil ca unul dintre ei să fie responsabilizat și să preia rolul de părinte pentru ceilalți. Și atunci el va prelua pe umeri toate presiunile ce țin de sărăcia asta care i-a trimis pe părinți afară, din țară, da? Mai Și ales am în avut la un moment familiile, dat. mai ales în familiile din mediul rural cu mai mulți copii. Sau care provin din mediul rural și care la un moment dat au ajuns în mediul urban și se descurcă foarte bine. Și la un moment dat am trăit o astfel de experiență într-o interacțiune cu o clientă care își manifesta aceste temeri încă și astăzi, deși nu avea niciun motiv real și palpabil să facă chestia asta, și la un moment dat am simțit nevoia să scurtcircuitez puțin discursul ei și să o întreb, să o centrez pe prezent, să o aduc azi. Și am întrebat-o, cu ce mașină ai venit azi? Aici. Și brusc, de unde era fața aia foarte îngrijorată, foarte, știi că e fața aia de teamă, cumva, da? Dar era teama copilului de atunci, da? Ea a revenit în ziua de astăzi și s-a schimbat total la față și a început să râdă cu poftă, pentru că era o mașină extrem de scumpă. Deci vezi cum ne urmăresc chestiile astea din copilărie. Temerile alea nu au fost rezolvate niciodată, ele există acolo, sunt o sămânță care roade, care crește. E, același lucru se întâmplă și cu părinți care au fost violenți între ei.
un tată alcoolic și o mamă depresivă. Abuzurile sexuale, se vorbește și despre asta în carte. Bătăi, mediul ăsta ostil. Am întâlnit cazuri în care am auzit că erau copii care erau ținuți cu mâna deasupra flăcării la aragaz pentru a fi pedepsiți. Îți dai seama ce e asta? Adică trebuie să fim foarte atenți la istoria asta. Trebuie să nu stigmatizăm oamenii care au trecut prin niște povești grele de viață, însă nici n-ar fi să luăm în râs sau să luăm în, cum să zic, să nu ne intereseze istoricul ăsta, pentru că el ne transmite foarte multe informații despre cum se poartă în relație omul respectiv. Da? Ne spune foarte clar ce poate el să-ți ofere și ce nu poate să-ți ofere. De asta tot spun de foarte multe ori că la prima întâlnire este foarte, sau la primele întâlniri, este foarte important să treci peste Instagram, poze și așa mai departe și să încerci să te conectezi la profund, la ce simți în proximitatea persoanei respective și la istoria lui ca să-ți dai seama ce poate să-ți ofere. Că e posibil ca tu să tânjești după anumite lucruri pe care persoana respectivă să nu poată să ți le ofere. Și am întâlnit de foarte multe ori această compulsie repetitivă, așa se numește. Se repetă relația cu tata, de exemplu. Sau se repetă relația cu mama. Cu mama, da. De exemplu. Depinde dacă e fată sau băiat. Dacă da? E fată, relația cu tata, dacă e băiat, relația cu mama. Exact. Deci da, bineînțeles că are importanță. De altfel sunt niște studii, le-am făcut în niște cursuri despre fericire. Nu mai știu dacă erau, nu mai știu la ce universitate erau. Nici nu are importanță. Cred că la Berkeley erau. Ei au un centru care se ocupă de asta. Și care spuneau că principalii factori, principalii predictori ai fericirii umane nu sunt relația de cuplu sau să ai copii, ci calitatea relațiilor și conexiunile sociale. Deci cu cât ai un social mai expandat, dar cu relații calitative în el, cu atât tu ai mai multe șanse să ai o stare de bine mai ridicată decât o persoană care pune toată presiunea doar în zona de cuplu, toată presiunea doar în zona de familie, toată presiunea doar în universul ăla imediat limitat. Da? Creierul are nevoie tot timpul de aceste rețele ca să poată să se dezvolte în mod plăcut și sănătos, dar cu amendamentul că relațiile trebuie să fie funcționale. Pentru că cu cât ai un mediu mai larg, să zicem, dar relațiile sunt mai proaste, cu atât șansele sunt exact pe dos. Da? Primești influențe negative din toate părțile și atunci te vei dezechilibra mai ușor. Deci da, sigur că are 100% legătură chestia asta. De asta, de multe ori, când vorbesc cu oamenii sau cu clienții, le analizez toate planurile din viață. Încerc să le desfac viața în mai multe părți, să vedem ce e acolo. Tu, fiu sau fiică, tu, prieten, tu, iubit, tu, soț, pentru că nu sunt aceleași roluri, tu, coleg, angajat, coleg, angajat, muncitor și așa mai departe, da? Hai să vedem fiecare dintre astea cum merge, hai să le dăm niște rate-uri, să vedem ce funcționează în povestea asta. Dacă vezi că tot tabloul este praf, da? Înseamnă că persoana respectivă are un nivel de stres uriaș. Cronic. Nu va fi deloc o surpriză să vezi că are atacuri de panică și anxietate ridicată sau depresie. Nu va fi absolut deloc o surpriză în momentul în care vei vedea că tot planul ăsta este pe minus. Da? Dacă, în schimb, este un singur rol care nu funcționează, dar celelalte funcționează, încerci să-i educi abilitățile de a prelua, știi? De a muta cumva. E ca la, nu știu, ca la un nu puzzle. Faci schimb de piese între ele. Da? Prioritizezi un alt rol până când rolul respectiv se va reactiva. De exemplu, despărțire, că vorbeai despre cuplu. Da? M-am despărțit. Bun, și acum ce o să fac? O să... Ce? Da? Ok, înțeleg asta, accept asta, un alt proces foarte complicat, dar îmi exercit celelalte roluri, da? Până în momentul în care voi fi din nou pregătită să repun rolul ăsta pe hartă. Deocamdată accept că nu mai e ok, e regulă. De asta se și spune, când ești în depresie, du-te la sală, sportul este principalul factor care te scoate afară din depresie, pentru că faci ceva.
momentul în care te atingi cu mâna și simți că corpul tău se întărește, înăuntru se întâmplă ceva. Corpul îți spune, hei, sunt bine, îți dă energie, da? Te scoate afară din depresie. În depresie nici nu vrei să te uiți în oglindă, măcar. Te izolezi, da? Și dacă ești supărat, pune mâna și scrie. Ăsta e un exercițiu împotriva resentimentului. Pune mâna și scrie, tot. Nu lași să se adune în capul tău. Deci vezi, toate chestiile astea se întretaie. Sigur că Gabor Mate vine cu multă medicină, cu multe studii, cu epigenetică și așa mai departe. Nu sunt chestii tocmai simple pentru toată lumea. Însă toate au sens. Exact, și cum spuneai tu, și sportul, în general, activitățile zilnice, activitățile sportive, mișcarea și, de asemenea, și scrisul, au efect, până la urmă, au efect terapeutic. Da? Deci vorbim aici despre un soi de eliberare atunci când vorbim despre scris, iar legat de sport și de mersul la sară, până la urmă, endorfinele, iată, sunt cele care lucrează, dopamina, și clar că are un efect nu doar asupra corpului, și aici mă refer în exclusivitate la mușchi, cât uite și asupra stării de bine, asupra unei stări psihice, asupra creierului până la urmă, da? Mă simt foarte bine, cum spuneai tu într-o postare, mă duc la sală și în ideea de a întonifia mușchii creierului, până la urmă, de, obținând această stare de bine, și nu doar celelalte, să spunem, grupe de mușchi. Dragii noștri, a fost alături de noi Andrei Vulpescu, blogger de relații, autor, psihoterapeut. O mare bucurie pentru că l-am avut astăzi alături de noi. Am discutat despre mitul normalității, trauma, boala și vindecarea într-o cultură toxică. Cartea lui Gabor Mate, scrisă în colaborare cu fiul său Daniel Mate, carte pe care o găsiți pe site-ul librăriei Herald și, bineînțeles, la partenerii noștri. Încă o dată, mulțumiri Andrei Vulpescu. Pe noastră vă rugăm să ne urmăriți în continuare pe canalul de YouTube Herald și pe pagina de Facebook Herald pentru materialele video pe care le realizăm împreună cu invitații noștri. Vă dorim în continuare o zi plăcută și lectură plăcută de asemenea. Mulțumim mult, la revedere!